Bun găsit la Breaking Fake News. Sunt Marian Voicu, iată sumarul ediției de astăzi. Valul 4 al pandemiei a lovit România cu forța unui tsunami, spun medicii din secțiile ATI. Motivul principal le reprezintă rata mică de vaccinare de 30%, cea mai scăzută din Europa, cu excepția Bulgariei, 22%. Rata medie la nivel mondial este de 45%. Care ar putea fi cauzele? Suspiciunea românilor față de știință și autorități în general? Slaba pregătire a guvernului pentru acest val 4? Cât au contat dezinformările și știrile false. Despre situația din România și Bulgaria discutăm în această seară. Este absurd ca să se ia această decizie în numele nostru, ca și cetățeni. Da? Deci noi trebuie să ne opunem, și am venit în seara aceasta, ca să ne opunem clar la o dictatură medicală. Da? Așa noi... este, care credeți că este motivul pentru care românii sunt atât de reticenți față de vaccinul anti-COVID? Pentru că vor să trăiască. Vor să trăiască cei care refuză vaccinul și vor să trăiască cei care se vaccinează. Motorul multora este frica. Vor să trăiască, dar le este frică. M-am vaccinat, nu mă vaccinez cu moarte, nu-mi doresc lucrul acesta. De sute de ani, singura posibilitate de a ieși dintr-o pandemie au fost vaccinurile sau imunizarea naturală. Dar imunizarea naturală cu ce preț? E important lucrul acesta. Noi nu suntem chemați să predicăm un vaccin, dar fac apel la inima fiecăruia. Vin din spital, de la ATI, unde oameni preferă să moară pentru că ei nu cred în COVID și tocmai de COVID 40 de ani, aseară, l-au luat acasă. Rămâi fără cuvinte. Suntem într-o perioadă, așa cum există perioade în istorie, în care suferim de sclerocardie. Altfel spus, în termeni evanghelici sau populari, inimă de piatră. Împietrirea inimii de frică, pentru că și cei care se vaccinează vor să trăiască, și cei care nu se vaccinează și sunt atât de convinși, pentru că ei consideră că acolo, în substanța aia, cineva le ia sufletul. Cei care sunt antivacciniști au avut o campanie mai bună decât cei care sunt pro-vaccin. Antivacciniști celebri pe patul de spital regretă că au pus la îndoială boala și vaccinul, se chinuie, se căiesc, păcat, pentru unii e prea târziu. La scurt timp după ce a ajuns pe patul de spital, bărbatul și-a schimbat discursul antivaccinist. A îndemnat oamenii să nu subestimeze virusul și să se imunizeze. Un bărbat din Bârlada, antivaccinist convins, a murit la terapie intensivă după 10 zile de la infectarea cu SARS-CoV-2. Românii sunt totuși sensibili la cuvântul spus în biserică. Credeți că este important ca preotul să aibă o poziție precum cea pe care o aveți dumneavoastră, inclusiv la predica din biserică? Poate nu neapărat la predică, pentru că nu vreau să amestec cuvântul lui Dumnezeu cu lucrurile acestea. Asta nu mă scutește să fiu fair play și să nu țin doar pentru mine ceea ce am făcut. M-am vaccinat. Toată familia mea a făcut-o și nimeni nu vrea să se vaccineze cu moarte. Nici cu anticristul. În fața lui Dumnezeu,
dau mărturie că am făcut-o cu cea mai mare libertate. Nu predic vaccinul, dar consider că singura cale științifică, pentru că Dumnezeu ne mântuiește, fără doar și poate, dar să nu îl ispitesc eu pe Dumnezeu, cu toată credința mea, să nu îl ispitesc pe Dumnezeu punând pe seama lui că El mă salvează de orice, cu toate că El ne trimite de zeci de ani medicamente pe care oricum le-am folosit, ani de zile, alte vaccinuri pe care le-am făcut în copilărie și nu am pățit nimic. Ne trimite medici, ne trimite oameni de știință, așa cum și cel rău ne poate trimite tot felul de gânduri. Aveam zilele trecute în Evanghelie când Hristos a scos un duh necurat, un diavol, și i-au răstălmăcit Mântuitorului până și fapta bună că a scos un duh necurat, că până și cu degetul lui Belzebul i-a scos pe diavol. Cum să interpretăm lucrul acesta? Dacă i-au făcut lui Hristos, o pot face tuturor. Tocmai de aceea nu predic un vaccin. Nu sunt trimis să propovăduiesc un vaccin. Dar într-o situație concretă de medicină, trebuie să ne încredem în descoperirile științifice. O fac în fața lui Dumnezeu. Asta este calea pe care am ales-o. Asta este calea pe care a ales-o Biserica Catolică împreună cu Papa Francisc la Vatican. Nu suntem anticriști. Bine, chiar dacă unii au aceste păreri, ne vom vedea mai apoi și pe lumea cealaltă și vom râde împreună de multele prostii pe care și unii și alții, în diferite momente, le-am spus sau le-am gândit unii despre alții. Respect pe deplin libertatea celor care nu vor să o facă. Dar eu consider, pentru binele meu, pentru binele societății, pentru binele și al comunității, singura cale științifică, ca să ieșim din pandemie, pe lângă imunizare naturală, nu este alta decât vaccinul. Nu spun un vaccin sau altul, nu dau un nume, evident că pot exista multe abordări, multe temeri, de la Sfântul Scaun, de la comisiile de specialitate, de etică, au spus, cu conștiința împăcată ne putem vaccina. Dar cât de importantă este în Biserica Catolică o astfel de poziție a comisiilor de etică și a Papei însuși, care nu a predicat vaccinul, dar a fost foarte ferm în această... Inclusiv în ceea ce privește felul în care sunt distribuite vaccinurile la nivel mondial, faptul că țările sărace, în special cele din Africa, nu primesc vaccinuri, au o rată de vaccinare în medie de 3-10%. Contează în Biserica Catolică poziția fermă a Papei? Întotdeauna. Întotdeauna poziția păstorului contează. Și tocmai de aceea nu amestecăm lucrurile, nu amestecăm planurile, dar trăind în lumea aceasta, având trupul acesta, Hristos s-a întrupat, a luat trupul nostru. Trăim cu trupul nostru în această lume. Cu tot sufletul, cu tot cerul, dar e atât de importantă istoria noastră și trupul nostru încât am meritat întruparea Fiului lui Dumnezeu. Nu amestecăm planurile cele teologice, dar trăind în această lume, în această epocă, în acești ani în care ne confruntăm cu această pandemie, fără să intru într-o psihoză, într-o frică, pentru că merg la spital, merg în saloane de ATI atunci când este posibil. Ai însoțit pe cei bolnavi cu ultimele sacramente, taine. Nu mi-e frică, dar asta nu mă face mai puțin prudent. Mai devreme sau mai târziu, cu acest virus ne putem infecta, va deveni ca o răceală, poate, dar cu ce preț? Tatăl meu acum un an a murit, printre altele, de COVID. Avea și alte afecțiuni, dar dacă nu era COVID-ul, m-aș mai fi bucurat de el? Încă un an sau mai mulți ani? Poate că da. De aceea spun, cu ce preț? Care este libertatea mea? Până unde merge libertatea mea de a mă vaccina sau de a nu mă vaccina? Cât de mult influențează viața celor de lângă mine. Despre asta este vorba. Credeți că vom fi la fel de solidari unii cu alții cum a fost înainte de pandemie, după ce totul va trece? Care vor fi urmele lăsate în corpul social?
Dacă ne vom vindeca de sclerocardie, adică de împietrirea inimii, da. O pandemie ne poate introduce în acea frică în care să vedem peste tot pericole. Și poate exista. Îl vedem, virusul, îmi pot da seama aici, făcând această înregistrare, echipa, toți ceilalți? Nu. Asta nu mă face să, sau mă face să fiu atât de fricos încât să nu mai fac mișcări, să nu mă mai întâlnesc cu oamenii, menținând toate distanțele, doar distanța fizică. Ca mai apoi să o pot recupera. Pentru că distanța relațională, aceea spirituală, a inimii, de a ne păsa de viața celorlalți și tocmai mă pot distanța fizic ca să pot avea grijă de viața celuilalt. Pentru că îmi pasă. Pentru că nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Ca mai apoi să mă trezesc în fața lui Dumnezeu când va veni momentul și să-mi spună, de ce m-ai ispitit? Ai avut medici? Am dat minte oamenilor de știință? De unde atâta conspirație? Probabil că la următoarea întrebare veți spune că preferați să nu răspundeți și o să înțeleg. E vorba de pelerinajele pe care creștinii ortodoxi le fac, în special la moaștele cuvioasei Parascheva, din 14 octombrie. Statul, ca și anul trecut, va trebui să administreze două obligații constituționale, acela de a proteja sănătatea cetățenilor, dar și acela de a asigura libertatea religioasă. Anul trecut a fost această confruntare și statul nu s-a descurcat. Nu mă pot pronunța în ceea ce privește atitudinea statului, dar mă pot pronunța în ceea ce privește atitudinea bisericii și a bisericii catolice. Nu intru în meritul niciunei manifestări religioase în afara celor care ne aparțin nouă. Și aici dau exemplul a ceea ce pentru noi însemnau procesiunea de flori, pe care în fiecare an, de când cu pandemia, din prudență, nu o mai facem. Pentru că pe Dumnezeu îl putem regăsi nu doar la anul, nu doar peste 2 ani. Nu Dumnezeu are nevoie de procesiunea mea sau de pelerinajul meu. Eu am nevoie. Dar pe Dumnezeu îl voi putea regăsi și pe sfinți, îi voi putea regăsi și la anul, când vom ieși din pandemie, sperând că se va termina, și peste 2 ani, și peste 3 ani. Și acest post pe care Biserica Catolică și l-a impus să renunțe la pelerinaj, pentru că până la urmă e tot o decizie a Bisericii de a veni în favoarea credincioșilor ca să-i ajute în forme exterioare pentru trăirea credinței pe care o avem în suflet, dar care are nevoie de gesturi, are nevoie de un drum, are nevoie de acest pelerinaj. Iată, am renunțat la el. Cu ce preț? Cu prețul credinței? Nu cred. Pentru că cine crede cu adevărat poate să renunțe la un moment dat pentru un bine mai mare, adică ar fi sănătatea publică. Nu o spun cu așa, cu bine că a venit pandemia ca să mai renunțăm, ca să avem mai puțin de treabă. Nu! Dar, în același timp, folosind și rațiunea și credința, ele nu sunt una împotriva celeilalte, ci sunt cele două aripi ale umanității noastre, îndumnezeite, și credință și rațiune. Și descoperirile și revelația, dar și descoperirile științei. Suntem toți fii ai lui Dumnezeu. Suntem chemați la o împăcare. Suntem chemați să nu ne mai învrăjbim. Suntem chemați să ne iubim. Practic reclamați că o persoană care are anticorpi nu face obiectul certificatului verde. Absolut. Și dacă am mai remarcat și altcineva, și medici au remarcat. Dar nu sunt doar medici. Eu. Sunt milioane de români. Pentru că ce vorbim aici, vorbim de un număr mare de români. Eu înțeleg, lucrul ăsta se întâmplă și în România și peste tot în lume. Este ceva prin care se încearcă, probabil, nu știu, ca oamenii să fie din ce în ce mai ascultători. Nu suntem de acord cu vaccinarea copiilor, nu suntem de acord cu scumpirea curentului, scumpirea gazelor și restul. Dar vaccinarea n-ar putea fi o soluție pentru protecție?
S-ar putea găsi soluții și sunt soluții. De ce nu le aplică? Jos! Bulgaria are cea mai scăzută rată de vaccinare din Europa, 22%. Ce se întâmplă în țara vecină, aflăm de la corespondentul Veridica, Svetozlav Todorov. Svetozlav, the vaccination rate in Bulgaria is the lowest in EU. What are the reasons for that? Basically, it's a very kind of a complicated topic because anti-vaccination sentiments in Bulgaria are pretty much long-standing, even before COVID. Anti-vax movements kind of grew in the last few years, as well as social media conspiracy theories, a lot of them fueled by Facebook groups and the whole rhetoric about vaccination kind of opposing traditional values, even, you know, the concepts of health. And a lot of this rhetoric was kind of started by even, you know, kind of a semi-Russophile groups on Facebook, as well as American evangelical groups. Also groups which are promoting themselves as protecting the traditional family values. So the fact is that there has never been a proper media campaign, informational campaign about vaccination in Bulgaria. As of recently, they're just billboards on some boulevards, and that's pretty much it. So I think that it was a bit of a lost opportunity to actually rise against the vaccine hesitancy in the country. But actually, the vaccine hesitancy was fueled by the lack of trust of institutions, the lack of trust towards the government. So in many ways, all of these details really kind of merged into one. And according to some polls, right before vaccines arrived and were widely available in Bulgaria, which is, let's say, February, March, the population was really divided by half in their trust or mistrust. It was pretty much around 50% of Bulgarians are vaccine hesitant. And it's interesting that nearly a year later, although vaccines are proved successful, actually there hasn't been a percent of, you know, extra trust in them. Currently, 91% of the hospitalizations in Bulgaria are coming from non-vaccinated people, and there's also the underlying problem of fake vaccination certificates, which means that a lot of people who are vaccinated in theory and on data and are part of the local registries are, you know, right now ill in hospital and are actually part of the ill vaccinated people data. What do you think it's the main fake news and disinformation narrative in Bulgaria towards vaccine? Basically, that it's actually detrimental for your general health and your general immunity. I think that a lot of this is purely my observation on social media, but and the rhetoric among people, but I feel that a lot of the conspiracy theories are targeted at women. For example, there is this notion that if a woman gets vaccinated, she won't have children. Also, the few cases of thrombosis around Europe, that's also one of the rhetorics that you have damages to your heart. So I guess it's something that gets increasingly associated with complicating your health rather than, you know, improving it in some way. Why we Romanians and Bulgarians are so exposed to this disinformation and fake news theories? Why are we so suspicious towards science and authorities? The really complicated media climate is partly to blame that there are lots of fake clickbait sites that appear out of nowhere, and just because they're unknown, they're kind of passing some kind of an authentic underground, which, I don't know, I think people, a lot of the society is actually more trustful of unofficial sources or websites and sources who have
come up out of nowhere rather than any kind of official infos. You don't believe the media, you don't believe the people who are on the media, you don't believe the government, you don't believe the people who work with authorities. So it basically goes sort of a cycle. We Romanians and Bulgarians are mistrusting authorities. But do we trust in the church, in the Orthodox Church? How important is the Bulgarian Orthodox Church in this matter? Are they influencers? Not at all. I don't think that the Bulgarian Church has pretty much any kind of a major role in the way people think. Although, of course, there are people who are, you know, more religious, but I think that the topic of vaccine hesitancy clashes with the sense of maybe that it represents Western values in a way that people associated with kind of a foreign presence, that if even if you want the Bill Gates conspiracies, that basically transfer something foreign directly into our bodies and minds and stuff like this. So I think it deals much more with the topic of nation and ethnicity, like that we're less Bulgarians, less, I don't know, macho, if you like, because we take vaccines, like we're not strong enough to overcome virus by ourselves. So I think it's maybe even more of an ego problem rather than religious one. At least this is my interpretation. But a lot of the, let's say, far-right pro-Russia parties in Bulgaria, there is one party called Vozhrazhdene, which means uprising in English, which became suddenly very anti-vax during last year's protests. And for example, they play the Orthodox card, if we can say it, yeah. They position themselves as very Orthodox, very pro-traditional values, and they're also very adamantly anti-vax. So in some fractions, all of these details come together. In Romania and Bulgaria, we have a medical crisis, we have a political crisis, we have also an energy crisis. In terms of politics, who do you think will win from this situation? Basically, the politicians are very scared of endorsing vaccine openly. And it's almost like an unwritten rule that if you want to take more of the general vote, you shouldn't talk much about it. Yes, politicians are very coy about talking about vaccination. There is also no party, no political figure who has endorsed the idea of mandatory vaccination. Let's say for doctors or teachers. That's a bit of a no-go zone for now. And even the president also was very... he eventually said that he was vaccinated in August or September, and he was really, really pressed in interviews to actually say it. Începem revista dezinformărilor cu o investigație jurnalistică despre Alianța pentru Unirea Românilor, publicată recent de Balkan Investigative Reporting Network. Principala concluzie este că în grupurile de Facebook și pe site-urile apropiate Partidului Naționalist, dezbaterile coincid cu temele promovate de Rusia pentru subminarea Occidentului. Teoria influenței occidentale malefice, conspirația străinilor care jefuiesc bogățiile țării, corupția morală a vestului și absurditatea măsurilor impuse de autorități pentru a limita efectele pandemiei reprezintă genul de subiecte răspândite sistematic de propaganda pro-Kremlin în alte state europene. Alte pretinse amenințări de inspirație occidentală, nelipsite din discuțiile de pe grupurile susținătorilor AUR, privesc drepturile LGBT, educația sexuală în școli și declinul valorilor familiei definită ca tradițională. În ultimul an, paginile de Facebook ale partidului, ale fondatorilor George Simion și Claudiu Târziu, ca și cea a lui Călin Georgescu, propunerea de premier la alegerile de anul trecut, au înregistrat în medie o creștere de 500% a numărului de urmăritori.
Acestora li se adaugă o rețea de 10 site-uri care, deși se declară independente, sunt de fapt legate de AUR. Investigația nu a putut proba indubitabil implicarea directă a Rusiei în promovarea teoriilor predilecte pe aceste grupuri și site-uri. Totuși, expertul în securitatea informației și combaterea dezinformării digitale, Vasile Țâbligan, consideră că majoritatea simpatizanților AUR se comportă ca niște agenți de influență inconștienți ai propagandei ruse. Eliminarea oricăror restricții sanitare și condiționări de către Danemarca, Suedia și Norvegia a fost interpretată de mulți coronasceptici ca o dovadă că guvernele acestor țări recunosc în sfârșit inexistența COVID-19 ca și inutilitatea măștilor de protecție și a vaccinurilor. Agenția Reuters contrazice aceste speculații, demonstrând că normalizarea vieții în cele trei state scandinave este în primul rând consecința gradului înalt de vaccinare. Astfel, Danemarca administrase până în 7 octombrie 8.800.000 de doze, ceea ce înseamnă că 77% dintre danezi sunt vaccinați. După restricțiile severe introduse în decembrie trecut, Danemarca a impus încă din aprilie un pașaport COVID obligatoriu pentru anumite activități. În Suedia, 2/3 din cetățeni au primit cea de-a doua doză, efectul fiind că în 9 octombrie s-au consemnat doar 16 infectări și un singur deces. La rândul său, Norvegia, care a ridicat restricțiile în 29 septembrie, ajunsese acum o săptămână la o rată de vaccinare a populației adulte de 86% și 0 decese cauzate de COVID. Mulți antivacciniști continuă să invoce ca argument pentru pretinsa ineficiență a vaccinurilor numărul relativ ridicat de infectări din Israel, acolo unde autoritățile au anunțat săptămâna trecută depășirea valului 4 al pandemiei grație administrării celei de-a treia doze. În vreme ce, pentru a convinge unii oponenți ai vaccinării, interpretează superficial sau citează truncheat datele statistice, așa cum a constatat publicația PolitiFact, alții denaturează radical opiniile exprimate de medici. Este cazul unui interviu acordat în august de doctorul israelian Jacob Kobi Haviv, care și-a văzut pledoaria pentru vaccinare viralizată pe rețelele de socializare, subtitrată în mai multe limbi, astfel încât pare inamicul vaccinurilor. Așa cum a constatat agenția France Press, fragmentul din interviu distribuit conține doar observația medicului că eficiența vaccinurilor scade în timp, fiind omisă deliberat continuarea cu apelul său la injectarea cu cea de-a treia doză. Mai mult, în varianta integrală a interviului disponibilă pe YouTube, nu există afirmația falsă atribuită medicului, potrivit căreia 95% din pacienții internați în stare gravă ar fi vaccinați. O altă mistificare intenționată, evidențiată de jurnaliști, este crearea aparenței că datele prezentate de medic se referă la întreaga țară, prin evitarea în traducere a precizării făcute de acesta că vorbește numai despre situația spitalului în care lucrează. Reînvie celebra teorie conspiraționistă a dârelor chimice, lansată de cei convinși că urmele de condens trasate în zbor de unele avioane sunt de fapt substanțe chimice sau biologice pulverizate în cadrul unor programe secrete guvernamentale. Un videoclip distribuit luna trecută cu un avion aflat la sol care împrăștie în aer o substanță misterioasă în plin aeroport i-a alertat pe conspiraționiștii de pe rețelele sociale, obținând sute de mii de vizualizări. Pornind de la logo-ul companiei aeriene și indicativul vizibile pe fuzelaj, jurnaliștii de la France 24 au descoperit că este vorba de un aparat al companiei aviatice japoneze. Ulterior, accesând informații disponibile online, au aflat că imaginile au fost filmate pe aeroportul Haneda din Tokyo în 2016. Pentru a dezlega cauza norului misterios, au consultat un expert în investigarea accidentelor aviatice, care a explicat că pare să fie o operațiune curentă de mentenanță la generatorul auxiliar din coada avionului. O explicație pe cât de simplă, pe atât de dezamăgitoare pentru conspiraționiști.
O fotografie emoționantă cu un orangutan care pare să întindă o mână de ajutor unui om în nevoie a avut parte de mii de distribuiri pe rețelele de socializare, sensibilizându-i și pe utilizatorii români. În comentarii, bărbatul este descris ca fiind un geolog prins în capcana unei mlaștini în timpul cercetărilor. Interpretarea eronată a fost corectată de jurnaliștii de la AFP Ungaria, care au descoperit că, în realitate, circumstanțele în care a fost captată imaginea sunt mai prozaice. Bărbatul, aparent în impas, este un îngrijitor care făcea lucrări de întreținere la o rezervație naturală din Borneo, iar orangutanul, care îl cunoștea, îi cerea probabil de mâncare, după cum a explicat conducerea Centrului de Reabilitare a Orangutanilor. Urmează un hocus-pocus pandemic. Tatiana Țărfulea demonstrează cum poți, ca prin magie, să transformi o dezinformare într-o realitate alternativă. Manipulare și dezinformare. Pe scurt, iată despre ce este vorba. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii Referendum difuzate pe TVR1 cu tema Certificatele verzi obligatorii sau nu pentru anumite categorii profesionale, a avut loc o dezbatere pro și contra vaccinare. Invitații din cele două tabere aflate în platou, argumentându-și pozițiile. În cadrul dezbaterii s-a desfășurat un moment care poate fi definitoriu pentru una dintre strategiile folosite în războiul dezinformării. Putem numi această strategie trucul magicianului. Iată etapele. Pasul 1. Viteza. Public Health in PHC. Vaccinații care se infectează cu Delta au rata de mortalitate de 4 ori mai mare decât nevaccinații care fac Delta. În Israel, 7 vaccinați din 10, directorul unui spital din Israel spune că din 10 internați, 9. 9 sunt vaccinați și că din 10 decedați în spital, 8 sunt vaccinați. În primul rând că ar trebui să fie 0. În Australia, South Wales, 6 din 10 vaccinați, 10 decese avem, 8 decedați vaccinați. În Singapore, 83% vaccinați. În valul 4 s-au triplat numărul de decese. Nu vă supărați, dar astea sunt lucruri scandaloase. Toate astea vi le spun de pe worldometers.com, le-a repetat și prietenul meu Aurelian pe aurelian.lo, le puteți găsi. Puteți observa viteza cu care vorbește, la fel ca magicianul care învârte cărțile. O înșiruire de cifre, fără logică, la sfârșitul căreia citează o sursă credibilă. worldofmeters.com. Pentru a fi absolvit de vreo eventuală vină, domnul Diplan susține că sursa e citată și de prietenul lui, Aurelian, și vă invită să-i vizitați pagina. Atenție, pagina prietenului, nu sursa oficială. Unde este minciuna? worldofmeters.com nu prezintă datele citate de domnul Diplan. World of Meters este un site care prezintă în timp real numărul de cazuri noi, numărul de decese, numărul de noi decese, rata mortalității pentru fiecare țară în parte și alte statistici oficiale, dar fără nicio legătură cu cele afirmate de domnul Diplan. Pasul 2. Distragerea atenției. Elementul surpriză. Cu aceeași rapiditate, pentru a nu permite vreunui cunoscător să-i divulge trucul, magicianul scoate batista din buzunarul de la piept, schimbând brusc centrul atenției, respectiv subiectul aflat în discuție. Apropo de conflicte de interese, nu cred că o să mai apuc, m-am adus aici, apropo de protejarea măștii, am adus o șapcă, știu că doamna doctor Mahler a fost sponsorizată și de AstraZeneca, am adus o șapcă cadou. Nu cred că avem voie să dăm drumul la conflicte de interese în spațiul public. Nu aveți voie să vă atacați reciproc, ați văzut o regulă. Nu, eu nu atac. E adevărat, doamna doctor, că a primit o sponsorizare de la AstraZeneca și de la ăștia? Elementul surpriză. Șapca. Apoi, un alt subiect fără nicio legătură cu numărul de vaccinați sau morți de COVID-19, conflictul de interese. În aceeași construcție manipulatorie urmează sponsorizarea doamnei dr. Mahler. Și din nou, trucul folosit în pasul 1. Citarea sursei credibile. Site-ul Agenției Naționale de Medicamente. Pasul 3. Hocus pocus. Truc reușit. Sunt managerul Institutului Marius Nasta și de când sunt managerul Institutului, singurele mele surse de venit sunt veniturile salariale. De când sunt? Institutul Marius Nasta și UMF Carol Davila. Care este adevărul? Pe site-ul ANM apar tabele cu toate sponsorizările tuturor medicilor din România. Doamna dr. Mahler a fost sponsorizată, la fel ca alte sute de doctori specialiști, fundații și instituții medicale, laboratoare de cercetare de către diverse firme farmaceutice pentru participarea la simpozioane, congrese științifice și conferințe. Practică absolut legală și fără nicio legătură cu conflictul de interese.
Mai mult decât atât, așa zisa legătură între Dr. Mahler și AstraZeneca apare pe site-ul ANM a se fi întâmplat în 2016-2017, respectiv cu 3 ani înainte de izbucnirea pandemiei și inventarea vaccinului anti-COVID-19 Oxford-AstraZeneca și cu aproape 2 ani anterior numirii în funcția de manager al Institutului Marius Nasta. Conflict de interese zero, dar suspiciunea s-a instalat. Truc reușit. Atenția a fost distrasă. Nimeni nu a mai combătut datele false mincinos atribuite worldofmeters.com. Iar dezinformarea privind așa zisul conflict de interese este amplificată în rețelele sociale chiar de cei care au lansat-o. The show must go on. Săptămâna aceasta, spărgătorii de fake news, Zaiafet și Geminski, se întreabă dacă sârma din masca medicinală este cu adevărat un microemițător 5G, dacă testele anticovid sunt cu adevărat periculoase pentru sănătate și dacă antivacciniștii se pot transforma peste noapte în provacciniști. Fraților, e greu să ții pasul cu absurdul în ziua de azi, dar noi nu ne dăm bătuți. Hai să spargem împreună niște știruțe fake. Povestea care urmează a pornit, ca mai toate bazmele moderne, de la un clip Facebook cu un băiat care se filmează la volan în timp ce zdrângăne 2 cutii de teste COVID. Mickey McLennan, mecanic auto în timpul zilei și expert în ADN, ARN, geopolitică și ocultă pe timp de noapte, începe direct ca să nu ne pierdem timpul. Doar un clip rapid că mi-l tot dau jos ăștia și nu-mi place că o fac. Evident spun adevărul, pentru că ei cenzurează doar adevărul. Corect. Vorba unui vechi proverb african, Facebook-ul mic răstoarnă adevărul mare. Știe toată lumea că e așa, nu are rost să insistăm. Apoi, expertul ne arată ceva pe cutiuțele alea și, bam bam, trage concluzia că ăștia sterilizează testele COVID cu oxid de etilenă, care în contact cu umezeala devine antigel mortal, maxim dătător de cancer. Știe el că e așa, doar pune antigel în mașini. Întrebarea e, să credem medicii, chimiștii, testele oficiale, OMS-ul și studiile publicate? Sau să-l credem pe mecanicul Mickey? Din dilema asta chiar nu putem ieși. Mulți englezi merg pe varianta Mickey și alături de ei din ce în ce mai mulți europeni, inclusiv români. Evident, aș putea lua totul în serios și v-aș putea spune că antigelul nu conține oxid de etilenă sau că nu există nicio fărâmă de adevăr în ideea că sterilizarea testelor ar putea cauza cancer. Aș putea să citez mediastandard.ro, care, după o explicație lungă, spune clar că gazul folosit în dezinfectarea bețișoarelor nu mai este prezent pe produs după ambalare, motiv pentru care procesul de sterilizare al echipamentelor medicale cu oxid de etilenă nu ar trebui să ridice îngrijorări nimănui. Aș putea face multe. Întrebarea e, cum știți voi că nu sunt mână în mână cu oculta și că, dintre toți, mecanicul ăsta e singurul care deține adevărul? În fond, prietenul Țuc, tovarăș de ocultă, îi șterge clipul de pe Facebook. Semn clar că ăla e de fapt adevărul care trebuie ascuns. Și nu o spun eu, a spus-o mecanicul. În concluzie, fiți vigilenți, nu se știe niciodată de unde sare antigelul. Între timp, tot pe Facebook, un înțelept a scris: faceți glume, dar adevărul pe care mai marii lumii nu vor să-l aflați e că s-au sincronizat în sfârșit aplicațiile FB, Instagram, WhatsApp cu chipurile din vaccin. Acum, cei care de bunăvoie s-au înrobit prin ser iudeo-masonilor conduși de gruparea Zuckerberg, Gates, Musk & Co. vor fi monitorizați permanent. Tot ceea ce vaccinații vor vedea, auzi și vorbi, va fi stocat pe serverele FB, Amazon, SAMD. Salvarea de gruparea sionistă care vrea, și a și reușit prin vaccin, să-și mărească armata de sclavi, vine doar din credință și curățenie sufletească. Vă rog, ca în aceste momente tragice, să facem un efort să salvăm neamul nostru românesc. Căutați pe internet rugăciunile părintelui Benjamin Hoxha pentru dezlegare de vaccin. Funcționează! Amin! Cu alte cuvinte, cred că s-a încercat ceva și, din păcate, atât s-a putut. S-a rugat, dar s-a și dezlegat. Mai mult de atât, ar fi fost exagerat. Te-am informat. Dar stai, nu toată lumea are acces la Facebook. Ce te faci cu aia care n-au? Dacă nu ești atent, una, două te trezești că ascultă de sfatul medicului. Cum îi oprești de a merge pe calea pierzaniei, pavată cu adevăr științific? Simplu, le arăți tu care e calea. Îți tragi broșură și comentezi acolo. De data asta, adevărul a ieșit la iveală în faimoasa comună Strems. Mai întâi în Strems, apoi în toată lumea, vorba aia. 3 persoane necunoscute au fost văzute distribuind broșurile pe pitoreștile străzi stremțene. Deschizând cele 8 pagini prețioase, putem citi părerile avizate ale unui grup de creștini ortodoxi
așa cum se semnează ei, foarte curajos. Mai exact, sunt tot felul de articole științifice și academice despre o groază de chestii. Controlul minții prin vaccinare, modificatoarele genetice, un plan al forțelor demonice, modalități de căință pentru cei care s-au vaccinat și multe alte surprize. Colecționează-le pe toate cât sunt încă calde. Dorm cu ele sub pernă și te protejează de planurile diabolice ale ocultei. Întrebat de situație, Traian Popa, primarul din Stremț și om care se întreabă împreună cu jumătate din București când naiba o să dea ăștia drumul la căldură, a spus că nu doar la ei, ci și prin Geomal au fost văzute reviste. De fapt, cei de la publicația Alba 24 au găsit broșuri asemănătoare și prin Geoagiu de Sus, dar și pe site-urile Mărturisirea Ortodoxă și ortodox.info. Dacă nici așa nu-ți convine, dai de broșură și pe Facebook, pe grupul Iisus Hristos. Din nou, mintea noastră e sfâșiată în două direcții. Când vine vorba de boală, unde îți pui speranța? În medici și vaccin sau în broșuri și grupul de Facebook Iisus Hristos? Asta e dilema irefutabilă a epocii noastre și mă tem că nimeni nu o va putea rezolva. Între timp, pe Facebook găsim alte adevăruri zguduitoare. Am scos sârma din masca medicinală, care de fapt nu este decât o antenă G5 miniatură, și am băgat în loc ață roșie citită de preot. Ăștia chiar sunt prostani, probabil credeau că nu o să găsesc o soluție. Acum nu mai știe nimeni unde sunt și ce fac. Prostanii din oculta mondială chiar credeau că nu există cineva să găsească o metodă divină ca să le vină de hack. Acum doamna respectivă are și acces direct la tunelurile dacice de sub Buceci, cu antena miniaturală G5 scoasă din mască. Altă soluție ingenioasă a fost găsită de o doamnă venită tocmai din Italia pentru a participa la perelinajul de la Iași. A adus cu ea 10 măști medicinale și a găsit singura metodă să le facă să-ți aducă și ceva protecție în toată urgia asta. Le-a atins de moaște și le duce acasă. Pentru noroc, cum a declarat ea la sfârșitul procedurii. Te-am informat. Dar stai, până la urmă ce pățim? Ne-au cipat unii? Se conectează Bill Gates la noi? Ne urmărește oculta? Sau ce? Păi, au trecut ceva luni de atunci, dar e păcat să trecem peste predica unui preot din Neamț. Omul nostru de rugăciune are o teorie mult mai plauzibilă și bazată pe studii atente decât tot ce poți citi în mizerii ca Nature sau alte fițuici care ci că se bazează pe cercetare și metode științifice. Citat. Oamenii care au fost vaccinați, în combinație cu noua necunoscută, epidemia, nu vor avea putere să meargă. Vor fi zombii, exact cum îi vedem pe cei drogați. Va fi cea mai gravă epidemie care a apărut pe pământ. Oamenii care sunt astăzi fericiți că și-au făcut vaccinul, mâine vor fi foarte nefericiți. Pentru că nici măcar nu vor avea timp să se pocăiască pentru ceea ce au făcut împotriva lui Dumnezeu. Dacă mintea nu va mai funcționa la capacitatea normală, ai atentat la Dumnezeu. Dacă mintea nu va mai funcționa la capacitatea normală, am atentat la Dumnezeu? Recunoaștem, păcătuim și noi doi în cazul ăsta. Bun, poate că nu se vede rațiunea în citatul ăsta, dar sunt convins că restul cuvântării n-a fost chiar așa. Citat. După vaccinare, după o perioadă mică de timp și în combinație cu noua boală, pielea oamenilor se va umple de solzi, ca la pești. Nu va exista nicio explicație cu privire la originea acestei noi boli mortale care va afecta și sistemul imunitar. Nu există un nume pentru această boală. Oamenii se vor umple de solzi și cancere de sânge care vor fi transmise către întregul corp uman. Se vor umple cu răni din care va curge lichid. Va fi înfricoșătoare această boală. Sfinții părinți ne profețesc, copiii mei, oamenii își vor pierde libertatea de gândire, vor fi inactivi. Lucrarea celui rău va rezista. Oamenii vor muri după vaccinare, a spus starețul. Eu sunt la a treia doză și abia acum aflu. E clar că în curând voi deveni un zombie cu solzi și creierul terci, de parcă nu era suficient un zombie la masă. Între timp, de pe o coala a 4, probabil strategic pusă la intrare într-o frumoasă scară de bloc, direct pe Facebook, nu te vaccina! Dacă cedezi la vaccin, vei ceda și la legea duminicală, semnul fiarei, care se mai numește și legea climatică sau binele în comun. Fii pe placul lui Dumnezeu și nu ceda de gura lumii, de frica foamei, că nu mai avem voie la supermarket, sau de frica morții, COVID-19. Gândește-te bine, dar nu amâna, pentru că mult timp de har nu mai este. Multă pace! Nu știu cum sunteți voi, dar pe mine coala pozată și pusă pe Facebook m-a convins chiar mai tare decât mecanicul din Anglia. Crește-te, Mihăiță, cât încă mai ai timp! Te-am informat! Dar stai! Există și mici speranțe. În mod total neașteptat, se pare că dacă nu te vaccinezi și o arzi fără protecție pe la proteste, ai șanse mari să te covidezi. Te ia covrigul și-ți vine de hack. Așa a pățit
Erno Kovac, organizator al protestelor antivaccin din Zalău și om care își admiră cu poftă amanta în lumina soarelui. Erno s-a covidat și, ajuns în spital, a reușit în sfârșit să termine toate cercetările pe care le făcea, concluzionând că vaccinați-vă, dragi mei, mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat, nu lăsați să treacă timpul, îmi pare rău că am fost contra vaccinări și contra COVID, am să promovez vaccinul, medicii sunt într-adevăr niște eroi, trebuie respectați, îmi aplec capul în fața lor și îmi cer iertare pentru neîncrederea care l-am avut pentru ei. Din mesajul său putem observa două lucruri. Că omul e școlit în oratorie și retorică și că, bolnav fiind, a renunțat ca fraierul la adevărul adevărat. Orice laș își poate schimba părerea când îl lovește boala în plămâni. Adevăratul patriot rămâne neclintit în fața dovezilor. Păi ce naiba căutăm noi? Păreri pe forumuri sau studii, dovezi și experți? Eu unul nu vreau să apuc vremea în care oamenii vor asculta mai mult de medici decât de forumuri. Chiar vrem să ne facem de tot de rușine? Când eram gata să-mi schimb părerea despre el, patriotul Erno și-a revenit și a editat postarea, scriind că există COVID, dar fără să facă vreo referință la vaccinare. Apoi, de nicăieri, a șters totul și a scris doar că le mulțumește medicilor. Bravo, Erno! Mai lasă câteva zile să treacă și ieși iar la protest. Nu lăsa boala pe care o ai să se bage între tine și ideea că boala nu există. Sănătate maximă! Între timp, de pe Facebook, luăm și o rețetă simplă pentru a scăpa de belelele cu COVID-ul. Detoxifiere. Rău îl ai de la oxidul de grafen. Caută să faci cură cu fructe, ouă, lapte, etc. Adică post și rugăciune. Apoi în fiecare dimineață să iei anafură și aghiazmă mică. Dacă poți, încearcă și post negru într-o vineri, iar în ziua respectivă, la ora la care nu mai reziști, să iei aghiazmă mare și apoi mănânci. Apoi e foarte bună silimarina, algele verzi, zincul și vitamina C. Caută cure de tratament împotriva metalelor grele. Și data viitoare nu te mai vaccina. Organismul va fi capabil să lupte cu virusii. Ai nădejde în Dumnezeu. Organismul va elimina metalele grele, dar tu trebuie să ai grijă de el. Evită să faci 10 demi de doze. Sănătate! Ați auzit de pe Facebook. Evitați să faceți 10 demi de doze. Deocamdată, 3 sunt de ajuns. Te-am informat. Până data viitoare, consideră-te informat. Agenția France Press a demontat o imagine care a strâns sute de mii de vizualizări. A purtat sau nu Dan Barna sandale la întâlnirea cu familia regală a României? Atât pentru astăzi, până miercuri viitoare, cu bine!